Da, bună România, ne-am întors în direct. Adrian Despot, cunoscutul interpret Adrian Despot, că altfel nu putem să-i spunem, a ajuns suspect în celebrul dosar Cârlionțatu. Ca să punem un pic lucrurile în context, dosarul Cârlionțatu se referă la Bogdan Olteanu. Așa îi spunea Sorin Ovidiu Vântu, așa l-a linta pe domnul Bogdan Olteanu, fost șef al Camerei Deputaților, mi se pare, la momentul respectiv. Da, în stenograme așa figurează. În stenograme așa figurează. Domnul Bogdan Olteanu, la un moment dat, era șef al Camerei Deputaților, iar domnul Sorin Ovidiu Vântu, conform anchetei DNA, își dorea ca domnul Liviu Mihaiu să ajungă guvernator al Deltei. Ca să poată să ajungă guvernator al Deltei, trebuia să, așa spune DNA-ul, așa spunea DNA-ul la momentul respectiv, i-a furnizat domnul Sorin Ovidiu Vântu o sumă de bani, 2 milioane de euro, domnului Bogdan Olteanu. Da. Pentru ca acest gest să se producă, da. Da. Ceea ce e interesant e că am înțeles că a dat banii ăștia, da, pentru a nominaliza pe cineva, așa spun procurorii, dar n-a vorbit în prealabil cu persoana. Adică n-a fost ceva de genul, fii atent, voi da 2 milioane. Ca să te pună pe tine. N-a vorbit cu Liviu Mihaiu. A vrut să-i facă o surpriză. I-a făcut o surpriză plăcută. Nu i-a zis lui Liviu Mihaiu, te pun guvernatorul de Deltei, Dunării să rezolvă. Nu i-a zis nimic. Da. A fost așa. Liviu Mihaiu nu are un gest. S-a trezit acolo în situația respectivă. Da. O să încercăm să sunăm și la domnul Liviu Mihaiu. Da. Problema este că într-o situație similară se trezește acum, conform unui articol apărut în presa de astăzi, domnul Adrian Despot. Domnul Adrian Despot, dincolo de faptul că este cantautor. Cantautor, dincolo de faptul că, mă rog, a fost jurat la Vocea României, acum, la Școala Vedetelor, a avut. Domnul Adrian Despot este și căsătorit cu sora domnului Bogdan Olteanu. Avem un cuvânt în limba României, cumnatul Bogdan Olteanu. Cumnatul, să nu ne referim de acest cuvânt. Da. Fiind cumnatul lui Bogdan Olteanu, cei de la DNA suspectează că această sumă de bani de 2 milioane de euro cumva ar fi ajuns și prin conturile lui Adrian Despot, care ar fi ajutat cumva la... ar fi facilitat... Ar fi fost în această suveică a spălării banilor. Spălarea acestor bani. Și el acum un concert, mai greu de... Marea provocare va fi acum... Da. Să demonstreze ANAF-ul, nu să demonstreze, da, Despot, că nu e scopul... Na, mi se pare firesc să demonstreze ANAF-ul că nu se explică veniturile. Că nu știu, am citit acum tot felul de abordări. Una ar fi, acum să-l vedem pe Despot cum explică de unde a avut banii. Păi de ce să explice Despot? Păi să explice ANAF-ul dacă nu sunt justificați banii. Și dacă nu sunt justificați banii, iarăși să demonstreze că sunt banii ăia din partea elaltă. Acum nu știu ce să spun. E foarte încălcită discuția. Nici pe domnul Bogdan Olteanu nu știu dacă îl pot bănui de... nevinovăție de-aia cronică, așa să zici, că domnule, o nevinovăție ieșită din comun. Da. Nu știu dacă pot crede în asta. Am văzut-o pe soția lui Adrian Despot, sora lui Bogdan Olteanu. Da. Nici pe Sorin Ovidiu Vântu nu-l cred neapărat așa un om care nu dă șpăguță. Nu pare genul de om care să nu dea șpăguță. Nu pare, dar e posibil să fie foarte... N-am interacționat. Da. Dar să vedem dacă vor reuși procurorii. Și dacă da, ce procurori? Și dacă da, ce procurori? Și dacă da, ce oameni de la ANAF se ocupă de chestiunea aceasta? Că dacă intră pe mâna lui Mișa, nu e, domnule, nicio problemă. Sau, invers, cine știe ce zăpoceală mai produce acolo? Așa. E greu de demonstrat. Dar da, e interesant că au început să apară și vedete. Dar au mai fost, de fapt, câteva vedete de-a lungul timpului. Dar așa, timid, discret. Abia acum apar vedete în zone... de genul ăsta. De urmări momentul... dacă formația vocal-instrumentală Vița de Via a cântat la Zilele Orașului, unde ar fi fost primar PNL. Asta m-ar fi interesat. Spun, domnule, l-avea pe cumnatul la PNL, mergea și cânta unde erau Zilele Orașului, la PSD-ști, sau nu-i vadă scârbită, nu cânt eu la toți PSD-ști, mă urc mai pe PNL. Asta era, mi s-ar părea. Pe principiu, basul și cu toba mare. Da. Bun, în egală măsură, mie îmi place Sorin Ovidiu Vântu pentru acel moment celebru, care, din punctul meu de vedere, era momentul care l-a individualizat pe domnul Vântu în capacitățile sale și a dat seama că l-ascultă ăștia pe telefon. Și a dat seama că în discuțiile pe care le purta, domnule, și a dat seama că ăștia mă ascultă pe telefon, ascultă telefoanele, nenorociți ăștia de la DNA ascultă telefoanele. Și atunci, dându-i seama, ce a făcut? I-a dat un mesaj cu noul număr de telefon celui cu care ar fi vrut să stea de vorbă. Vezi că ăsta e, te sunt de pe numărul ăsta, la altul, și ceva de genul. Vă dați seama cât de simplu le-a fost și lor de la DNA să se raporteze acum la nou număr de telefon al domnului Sorin Ovidiu Vântu. Sigur, interesant așa. Da. E interesant. Domnul Dantă ce se întâmplă. Domnul Dantă Năsă apare astăzi în spațiul public cu o nouă informație. Funizează un nou moment emoționant în spațiul public. Îmi place. Pentru că, știi cum e? Sigur că e o situație așa delicată și complet nepotrivită în care se găsesc unii demnitari. Dar e și ușor amuzantă. Da. După cum bine știți, sau dacă nu știți, înseamnă că n-ați urmărit ediția respectivă, noi am arătat că
UDMR, mi-e și jenă să o spun, dar trebuie să o spun, UDMR are oameni în Guvernul României, întotdeauna are oameni în Guvernul României. Singura diferență între o participare efectivă în majoritatea parlamentară și una de asta discretă, e că uneori are mai mulți oameni în guvern, alteori are mai puțin. În momentul de față are mai puțin. Dar și acum are oameni cu rang de secretar de stat, ministru secretar de stat. De exemplu, da. Distinsa doamnă. Distinsa doamnă pe care o avem în imagini. Pe care o avem în imagini, fiind secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Relații Interetnice. Bună seara, Dan Tănase. Bună seara. Avem această știre pe care ai furnizat-o despre șefa DRI, membru UDMR, face propagandă ostilă României. Da, din păcate, deși e funcționar a statului român, deși e funcționar a statului român și ar trebui să apere interesele statului român și imaginea statului român, da. Și se prezintă lucrurile așa cum sunt în realitate, situația referitor la drepturile cetățenilor aparținând minorităților naționale, această doamnă se comportă ca un funcționar al statului maghiar și se comportă ca un politician UDMR, iar la manifestări publice, cum a fost cazul ultimei conferințe care a avut loc în județul Covasna, prezintă în mod denaturat imaginea cu privire la drepturile cetățenilor aparținând minorităților naționale și face în mod pătiș pe față, face propagandă ostilă statului român, o chestiune absolut inacceptabilă, pentru că evident, ca demnitar al statului român, iar această doamnă este demnitar al statului român, ar trebui să promoveze o imagine bună și să prezinte realitatea. Da, normal. Bun. Din păcate, imaginea României este lăsată pe mâna unor astfel de personaje care, repet, în întâlniri internaționale, în tot felul de conferințe, în luări publice de cuvânt, nu fac altceva decât să denigreze România și să prezintă o imagine distorsionată și de multe ori care nu este conformă cu realitatea în ceea ce privește drepturile minorităților naționale în România. Concret, recent a participat la un eveniment în calitate de reprezentant al Guvernului României. Da, exact. Da, și în calitate, dar nu știu dacă a vorbit în calitate de reprezentant al guvernului sau de membru UDMR, cert e că citesc pe blogul tău că multe informații ar fi fost de-a dreptul mincinoase. Noi am încercat să, înainte de a ne detalia tu ce fel de minciuni a făcut doamna secretar de stat, al cărui nume e ceva mai dificil. Enico, nu știu cum, nu e foarte clar cum anume se pronunță, dar sunt convins că vor da o lege cât de curând ca să fim toți în obligați să pronunțăm corect cu limba maghiară. Da. Bun, trebuie să precizez că doamna secretar de stat nu vrea să intre în direct, nu răspunde la apeluri telefonice, deci nu se ocupă cu așa ceva. Nu are, e mult prea ocupată ca să răspundă acestor acuzații. Bun, ce minciuni a transmis secretarul de stat Lazio Inter Milano și alte Lazio Roma, așa, doamna Enico, la evenimentul despre care vorbești tu? Păi, spre exemplu, a afirmat că cetățenii aparținând minorităților naționale și, evident, și cetățenii de etnie maghiară din România ar fi discriminați pentru că nu se pot adresa în limba maternă în relația cu instituțiile statului român. Ori această afirmație este de-a dreptul mincinoasă, pentru că, spre exemplu, cei doi extremiști maghiari care au fost condamnați definitiv pentru tentativă de act terorist, ei s-au adresat instanții în limba maghiară. Statul român le-a asigurat traducere. Deci doamna secretar de stat nu știe că în România sunt și aceste, nu știu, facilități, normalități? Ea știe. Păi atunci... Ea știe foarte bine, doar că preferă să utilizeze manipularea și să utilizeze tot felul de sintagme din astea care, să repet, să pună România într-o lumină proastă. Deci, repet, cei doi indivizi, deși erau cetățenii statului român, s-au adresat în limba maghiară instanței, iar statul român a asigurat traducător în România. Da. Asta e doar un exemplu. Și apoi... E interesant, Antonasă, că mai este cineva care reușește să pune România într-o lumină mai proastă decât reușim să o punem noi. cu doamna premier, de exemplu. Sau da, până la doamna premier, cu care nu știm în ce limbă să vorbim, că nu știm ce limbă vorbește dânsa mai bine, avem o problemă cu secretarul de stat, acuzat în momentul ăsta că furnizează informații false la un eveniment în calitate de reprezentant al Guvernului român și încercăm să stabilim o legătură telefonică directă cu domnia sa și nu ne răspunde. Păi acum
Nu putem să spunem și noi că suntem discriminați de doamna secretar de stat, că nu vrea să vorbească cu noi. Adică ăștia condamnați pentru terorist au putut să stabilească un canal de comunicare în ce limbă au dorit cu instituția statului român. Noi nu putem să stabilim. Dacă vrea doamna, ne luăm un interpret de limbă maghiară să ne cânte pe telefon. Nu știu, să găsim o soluție. Domnișoara este. În acest moment sunteți victimele unui act de discriminare pe criterii etnice, pentru că doamna secretar de stat poartă discuții foarte aprinse cu presa de limbă maghiară. Dar dumneavoastră sunteți presa de limbă română și atunci refuză, deși e demnitar al statului român. Dar vorbește limba română? Ați auzit-o vorbind în limba română vreodată? Nu sunt în măsură să confirm dacă vorbește limba română. La acea conferință a vorbit în limba română. Probabil că nici ea nu e în măsură să confirme dacă vorbește. Deci secretarul de stat al Guvernului României a vorbit în limba maghiară, nu? Da, a vorbit în limba maghiară, da. A vorbit în limba maternă, era o conferință. Deci în momentul ăsta sunteți victimele unui act de discriminare. Poate că mi-aș fi dorit să discutăm cu doamna secretar de stat. Dar chiar în limba maghiară. Dar toate afirmațiile pe care le face acest politician din guvernul Dăncilă sunt susținute de CNCD, adică există decizii ale Consiliului pentru combaterea discriminării pentru tot ce reclamă doamna secretar de stat ca fiind un abuz al statului român? Nu, în mod evident nu. Există o serie întreagă de alte afirmații făcute de doamna secretar de stat care nu sunt acoperite de cifre și de informații reale. De altfel, Consiliul Național pentru combaterea discriminării nu a confirmat niciodată vreo discriminare a unui etnic maghiar pe criteriul că nu s-ar fi putut adresa instituțiilor publice în limba maternă. De altfel, și legea administrației publice locale permite cetățenilor minoritari să se adreseze în limba maternă instituțiilor statului și pot primi răspuns inclusiv în limba oficială de statului. Și o ultimă întrebare. Până la urmă, cum se citește numele? Locico Enico? Da. Locico Enico, final a reușit în sensul bun al cuvântului, mulțumim, Dan Tănasă, pentru intervenția ta. Noi în continuare suntem deschiși la dialog în orice limbă. Știm, cunoaștem câteva limbi de la străine. De la 18 la 20, chiar n-avem nicio problemă. Aici. Puteți să veniți să ne bateți la geam. Da, deci nu e nicio problemă. Dacă doriți să stăm de vorbă. Dar poate nu mai sunt alți membri, Radu. Că uite, noi ne-am gândit. Deci erau doi comunicatori din partea UDMR, da? Da. Otilo Cherodi și... Uite că aici pronunțăm și cu accent. Și Peter Ștencovaș. Da. Peter Ștencovaș nu mai e membru UDMR. A rămas. Poate n-a rămas decât Otilo Cherodi în partidul respectiv. Care să poată poate să stabilească o legătură în limba română. Dar poate nu mai e nimeni. Da? Poate e simplu. Și simplu nu mai e nimeni. Deși știu că pe legea partidelor opoziției e nevoie de minim 3 membri. Da. O mai fi Kelemen Hunor care nu vorbește așa decât de la... L-am mai văzut. De la președinte de stat în sus. Încercând să scoate. Și cine mai? Să rupă o vorbă. Mai era Verește Otilo, da. Da. La cele veșnice. Bun. Nu ar fi destui membri, nu ai ce să-ți răspund la telefon. Domnul Bodog, fostul ministru al sănătății. Uite, domnul Bodog. Celebru pentru momentul în care s-a vaccinat în direct să arate că totul e în regulă. Celebru pentru multe alte ce situații mai puțin s-o fericite. Da. Domnul Bodog va ataca decizia Universității de Vest din Timișoara prin care este acuzat de plagiat. În acest moment, domnul Bodog, care căpătase titulatura, turnura aceasta de doctor, i-a fost retrasă ea între timp pe motiv de plagiat și acum domnul Bodog zice, domnule, voi ataca această decizie a Universității de Vest din Timișoara și mi-aș permite să-l întreb pe domnul deputat liberal, rector al Universității de Vest din Timișoara, când a greșit, atunci când a propus să mi se acorde titlul de doctor în calitate de președinte al comisiei sau când a făcut presiune asupra comisiei de etică pentru a preciza în textul raportului domniilor lor că este vorba de un plagiat. Păi n-are nicio legătură una cu alta. Bineînțeles că n-are nicio legătură. N-are niciun fel de legătură. Păi are senzația că președintele comisiei îi verifică lui de plagiat, o caută la plagiat, păi ia pe teză de doctorat? Așa crede? Chiar crede el că a stat, haide, dați-mi lucrarea lui Bodog, la noapte nu dorm, o verific de plagiat. Păi nu e rolul comisiei doctorale să-i o verifice de plagiat lui. Că se pune problema atunci când faci declarația aia și ți-asumi răspunderea că n-ai furat, nu să te profesori universitari să te verifice pe tine dacă ai făcut copy-paste. Între timp domnul Bodog, pe domnul Bodog a zis s-o scris că, la UDMR, domnul că nu își dorește să intre în direct. Da, să scrie lucrări doctorale, își dorește să scrie teze de doctorat și a dorit. De la el din cap așa, de la el din viață. Astea, nefurate, da, nefurate intelectual. Bună seara, Emilia Șercan, specialista noastră pe acest teritoriu de plagiat. Bună seara! Bună seara! Un nou individ aflat în situația aceasta absolut jenantă, absolut ridicolă. De plagiator, da, al doctoratului. Ce putem să spunem despre domnul Bodog, care și-a dorit să fie doctor și uite că nu a reușit? Păi
Păi ce putem să spunem? A încercat, domnul Bodog de fapt este dublu doctor, da. Dar lui are două doctorate, are un doctorat în economie și management și celălalt în științe medicale. Și care e cel plagiat? Cu cel, care are? Cel în economie și management este plagiat. Comisia de etică a Universității de Vest din Timișoara constatase acum o săptămână faptul că 36% din teza de doctorat a domnului Bodog e plagiată, însă ceea ce s-a întâmplat astăzi este că Senatul Universității de Vest din Timișoara, care este forul academic al universității, a decis să adopte respectivul raport al Comisiei de Etică, va mai mult să ceară retragerea titlului de doctor pe care domnul Bodog l-a obținut prin fraudă. Ideea este că universitatea nu poate să retragă ea titlul de doctor, pentru că până la urmă acolo doar se susține, deci la universitate se susține doctoratul, însă cel care atribuie titlul de doctor este ministrul educației prin ordin de ministru. Da. Iar prin, cum să spun eu, prin similitudine, cel care trebuie să retragă în momentul de față titlul este tot ministrul, dar după ce constată CNAS cu decizia. Da, am și o întrebare. Comisiei. Domnul Bodog e medic, da? Da. Bun, e și economist, a absolvit și o facultate de asta cu profil economic? Din câte știu eu, nu. Din câte știu eu, tot nu. Și atunci întrebarea mea e, cum poate un medic, deci care are nivel, că avem pregătirile astea, nivelul ăsta de pregătire, licență, master, doctorat. Păi dacă el are doar licența de medic, cum poate să ajungă la un doctorat în economie? Adică dacă el nu are fundamentul de economist, cum poate avea titlul de doctor este în economie? Este o întrebare foarte bună. Mulțumesc. Ideea este că în România s-au întâmplat extrem de multe anomalii în mediul academic. Nu înseamnă că toate doctoratele sunt plagiate, nu, atenție. N-am zis. Dar s-au întâmplat foarte multe anomalii, astfel încât la acum două săptămâni fostul ministru al educației, domnul Liviu Pop, susținea un doctorat în migrația forței de muncă la Academia de Poliție. Domnul Bodog susține un doctorat în economie și în management, deși dumnealui este medic. Deci sunt tot adică felul de dacă anomalii. Facultatea e irelevantă, de ce nu îi se permite unui absolvent de liceu să-și obțină titlul de doctor? Dacă oricum nu contează ce facultate, că nu cred că a învățat nimic care să-l ajute la doctoratul în economie în timpul facultății la medicină și farmacie din cadrul absolut. Universității Oradea. Absolut, absolut. Deci, cu ce am învățat de la bacalaureat, nu n-am mai venit cu nimic în plus pe zona asta. Și acolo, dacă o fi făcut un liceu de științe socio-umane. Deci Bodog să se meargă cu bacul domnule la doctor, la titlul de doctor. Da, e major, e vaccinat. Eu cred că decizia de astăzi este o nouă este da. Importantă din următorul punct de vedere până la urmă. Este o nouă decizie care vizează un fost demnitar al statului român. Unul la mână. Eu sper să fie un semnal foarte puternic pentru toți politicienii care au doctorat sau care râvnesc în momentul de față la un doctorat să se țină departe de zona academică în condițiile în care nu au niciun fel de aplecare către cercetarea științifică. Și de ce spun lucrul acesta? Actual demnitar. Actual demnitar. Mi s-a părut fost demnitar. Sigur că da. Senator. Deci să stea departe în condițiile în care nu au niciun fel de legătură cu cercetarea științifică și ei doresc doar o legitimare intelectuală prin acest titlu de doctor, obținut oricum, în fine, în foarte multe cazuri prin fraudă. Da. Și doi, un alt semnal foarte puternic, eu sper să fie către mediul academic și mediul academic, profesorii, conducătorii de doctorate, cei care sunt în comisii ca referenți, să înțeleagă faptul că nu se poate să... Adică ce a
fost în trecut, nu trebuie să se mai întâmple de acum înainte. Așa este. Mulțumim, Emilia Șercan, pentru intervenția ta. De la porcărie aceasta mergem către altă porcărie, mergem într-o porcărie în alta și mergem la o porcărie la propriu, pentru că suntem în situația în care, domnule, suntem avertizați că sunt șanse mari să rămânem în ritmul acesta fără porci. Deci pur și simplu de la porcăria pe care a făcut-o domnul Daia, totuși suntem în situația în care ușor, ușor rămânem fără porci și știm cât de important este porcul în toată politica din România. De ce spun asta? Pentru că în jurul porcului, dacă ne aducem aminte, se adunau toate instituțiile statului. Era domnul Dragnea care venea cu porcul, era domnul Cutare. Știți că era ideea că la tăierea porcului. S-a tot discutat despre tăierea porcilor și cum mi-a spus domnul Liviu Dragnea, că lui îi place să taie porcul la sfârșitul anului. Păi ușor, ușor nu să mai avem porci în jurul cărora să se adune instituțiile statului român. O să-și aducă din străinătate. Da. Bun. Înțelegem de la europarlamentarul Daniel Buda, pe care îl și salutăm cu această ocazie. Bună seara, domnule europarlamentar. Bună seara tuturor. Că România riscă să rămână fără porci. Și aș vrea să dezvoltați puțin acest anunț, că dincolo de ironia colegului meu, așa porcul e esențial în cultura poporului român. Avem povestea porcului. Avem, da, toate tradițiile legate. Multe bancuri sunt legate de porci, când politiștii bat un iepure să se recunoască că este mistres. Apropo că discutăm de povestea asta cu porcii, e o chestiune foarte, foarte importantă și vă felicit pentru că v-a plecat asupra acestei chestiuni. E o chestie care, mă rog, probabil puțină lume o înțelege. De ce riscăm să rămânem fără porci? Pentru că, din păcate, astăzi asistăm la această molimă, că nu pot să spun altă decât o molimă, la fel ca și holera pe vremuri, care iată vine și macină încetul cu încetul fermele din România și gospodăriile populației, fără însă ca autoritățile statului să facă ceea ce ar trebui să facă. Ele se limitează doar la a eradica, să spun așa, focarele de peste porcină, în condițiile în care ar trebui să dea dispoziție să fie împușcați porcii mistreți, cei care sunt practic vectorii și care distribuie această boală în interiorul României. Din nefericire, nici de la Ministerul Mediului, nici de la Ministerul Agriculturii, nu este nimeni capabil să înțeleagă, deși colegii mei din PNL au spus această chestiune, să înțeleagă că este nevoie să se diminueze în mod drastic numărul porcilor mistreți, cei care astăzi poartă această boală, să spun așa, dintr-un județ în altul al țării. Și iată că în aceste condiții riscăm, și este o chestiune care se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Citeam pe diverse site-uri că este un atac din partea Uniunii Europene. E o mare prostie. Uniunea Europeană însăși are de suferit ca urmare acestei, mă rog, împrăștierea acestei molime, să spun așa, în interiorul Uniunii Europene, pentru că până la urmă România este membra Uniunii Europene. Deci nu există o țară care furnizează carne de porc și care acum ne-a atacat pe noi până această pestă porcină și care beneficiază de situația din România. Nu, n-aș spune că este o țară care să furnizeze carne de porc în momentul de față și că aceasta ne-ar fi atacat, mă rog, cu peste porcină. Sigur, întâmplător a apărut această peste porcină undeva prin Tulcea. Da. Nu fac niciun fel de mă rog, știu, intenție, să spun așa, față de unii sau altă, față de alții, dar avem această problemă și Ministerul Mediului ar trebui să fi dat dispoziție ca de îndată acești porci din sete să fie împușcat, pentru că ce se întâmplă? Întâmplarea face că sunt și eu vânător, păcatele din eretii. Îmi pare rău sau de asta, da? Da, și mie, n-am fost de mult, mă rog, la această activitate, dar eu știu ce se întâmplă în această zonă, pentru că, din nefericire, cei care dețin fondurile de vânătoare, proprietarii de fonduri de vânătoare și-au înmulțit foarte mult aceste, mă rog, animale, pentru că fac foarte mulți bani ca urmare a exploatării, în mod legal, evident, a vânătorilor, mă rog, pe care le organizează cu diversi străini, câștigă foarte mulți bani și, evident, că au avut tot interesul să-i înmulțească. Da. Să dezvolt subiectul ăsta, mă rog, mai mult. Sigur. Da, ați văzut că ministrul mediului, doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu, e mult mai preocupată de cotele de vânătoare în ceea ce privește urșii și lupii. Despre mistrez n-am văzut foarte mult aici interes. Este marea problemă. Aici este marea problemă, că riscăm să rămânem fără carne de porc. Ce se întâmplă? Vedeți noastră, o fermă de 40.000 de porci a fost distrusă. Gospodăriile populației deja sunt invadate de această molimă și mai este o altă problemă pe care lumea nu înțelege. Acești porci merg și mănâncă în diverse lanuri de grâu, de porumb, infestează aceste lanuri de grâu și de porumb și iată că segmentul care va fi afectat va fi mult mai mare. Până lângă fermele de porci care sunt puse în pericol, nu se mai pot face, mă rog, export, o să distrugi fermele. Multă lume vine și spune astăzi, păi domnule, dar i-au despăgubit pe fermierii.
Păi cât de proști puteți să fiți să spui că doar simpla despăgubire este suficientă pentru o, să zice, pentru o industrie, pentru că acea fermă oferea locuri de muncă, acea fermă oferea mâncare și iată că distrugând acea fermă, practic, ai o problemă pe termen lung. Păi pe termen foarte lung, pentru că înțeleg că e nevoie de câțiva ani ca să poți începe să crești porci din nou. 2 ani nu poți face nimic, după 2 ani un porc santinelă, mă rog, durează până la 6 ani să repui pe picioare. Deci facem apel la domnul Ion Țiriac să intervină în forță, nu cu domnul de la Porsche, cu domnul de la de nu știu unde vin ei să vâneze porci mistreți, să se intervină. Putem discuta și de maniera asta, dacă mă la modul foarte serios, da. Chiar vă rog să faceți presiune publică, să întrebați Ministerul Mediului de ce nu dă dispoziție să fie scoase cotele de porci mistreți din teren, astfel încât să reducă acest vector până la urmă. Uitați-vă la Bulgaria, ce au făcut bulgarii. Din nefericire am atras atenția asupra acestei probleme încă de vreo 7-8 luni de zile în Comisia de Agricultură, unde fac parte și acolo sunt documente scrise cu... Da. Nu se poveste. Sunt. Da, bulgarii au ridicat garduri la granița cu România ca să se păzească de intrarea acestor porci în țara lor. Noi nu suntem stare nimic ca să împușcăm până la urmă. Au venit și au oferit o sumă de nimic, 400 de lei. 400 de lei pentru fiecare porc împușcat, în condițiile în care proprietarul de fond, dacă vine cu un străin, câștigă poate 1000 de lei. Adică chiar nu este deloc stimulativ să facă chestiunea asta. Și prin urmare ar trebui în mod normal să fie discutată această problemă de îndată și luate măsuri, pentru că altfel rămânem fără acest sector. Și nu vreau să fac din nou niciun fel de intenție față de nimeni, dar am mai avut experiență cu celebrul complex de la Comtin, la Timișoara, care a fost luat de pe fața pământului. Domnul Daniel Buda, vă mulțumim pentru intervenția noastră. Aveți ceva, vă spun sincer, mai sunteți pe fir? Nu l-ați închis, nu? Este pe fir. Aveți ceva dintr-un comentator de la Radio România Actualități, comentator sportiv? Aveți așa un ritm susținut de discurs, pentru care vă felicit. Da. Da. Ați încercat și cu meciuri de fotbal? Nu. Așa ați bătut unii ardeleni. Bun. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, domnule europarlamentar Buda. Domnule, suntem în această situație în care trebuie să ridicăm niște garduri, dar trebuie să ridicăm și niște ziduri, niște, cum ar veni pe Facebook. Dar nu vrei să ridică wall-uri. Pe domnul Daia de la minister și să aducem pe cineva. Că știi, după ce a făcut domnul Daia acea comparație, da. Nefericită. Că nu te fără să sens. Zic. Nu te așteptai să zic nefericită. Da, așa. Am citit o fel de reacții. Da, domnule, dar dânsul e un monument de competență, domnule. Domnule, îi se permite ori. Știi că la Ilie Năstase cu tenis. Da, domnule, da, a fost numărul 1 mondial. Poate să facă ce vrea. Diferența e că Ilie Năstase chiar a fost numărul 1 mondial. Domnul Daia e de o competență, dar doar cum să spun eu, în percepția unora. Adică sunt oameni. Eu n-am văzut unde e competența lui Daia. Este laurat așa în popor, ca vorba în popor. Tu știi cât de bun e Daia. Deci îți spun. Da, oameni care nu știu, sunteți fermieri, de unde știți cât de bun e Daia? Adică, poate nu e atât de bun, poate e doar o poveste, că domnul Daia e extrem de bun. Acum era momentul să pară și el bun, să pară util. Competent. Fă-te util, domnul Daia. A fost util într-o emisiune de TV în care a făcut acea declarație bizară de la gardul bulgarilor la zidul domnului Băsescu de pe Facebook. Acolo a fost foarte util într-o postare. Scrie Traian Băsescu, care cred că îl cunoaște ceva mai bine pe domnul Daia decât ne-am fi așteptat. În felul următor, un ministru idiot pune semnul egal între incinerarea porcilor bolnavi de pestă porcină și incinerarea milioane de evrei maturi și copii la Auschwitz. Nu poate fi decât o rușine pentru o națiune care produce un specimen de teapa lui Daia Cui. Marș afară din guvernul României, spune fostul președinte Traian Băsescu, clov nenorocit, referindu-se la ministrul agriculturii, domnul Petre Daia. Să nu mai ieși din casă de rușine toată viața ta, rebut uman ce ești, conchide fostul șef al statului. Este o postare... E o postare, poate cea mai dură postare pe care am citit-o la Traian Băsescu și a atacat destul de mulți oameni. Trebuie să fii serios că de la Vadim Tudor încoace n-am mai auzit, formulări de genul clov nenorocit sau rebut uman. Dar uite că revine asupra chestiunii două ore. A simțit că mai e loc de câteva cuvinte. Da, rămâne cum am discutat, afară din guvern, dar nu numai tu. Daia spune, citez, în sufletul meu este foarte multă durere, referindu-se la epidemia de pestă porcină africană ce s-a instalat în România, decimând populația porcină a țării și împingând industria alimentară la importuri masive de carne de porc. Mă întreb cât de ticolos poate fi acest specimen de clown ajuns ministru care se face aicăina pe crescătorii de porci când de fapt el știe că guvernul României
din care, din păcate, și specimenul face parte, a fost avertizat încă domnul Daia. Da, specimenul în sensul bun al cuvântului. Ca să lămurim. Da, face parte. A fost avertizat domnul Daia încă din februarie 2017 printr-un raport scris al experților Comisiei Europene că nu se respectă normele sanitare veterinare pentru a preveni pesta porcină africană, zice domnul Traian Băsescu. Și continuă cu un rechizitoriu extrem de amplu. Da. Da. Deci, în care nu mai intrăm, dar oricum ideea e clară. Ce-am reținut? Competența domnului Daia. Competența tău. Deci somitatea în agricultură, domn Daia, a fost anunțat din cât? Septembrie? Septembrie 2017. Deci de anul trecut, se face un an acum, domnule. Dar noi fiind 2018 anul acesta, da. Mare somitate, dar nu un bun cititor. Reiau cuvintele cheie. Clov nenorocit, rebut uman, sunt citate din fostul șef al statului cu privire la domnul Daia. Acum, sigur, poate mulți credeți că îmi face plăcere să citești genul acesta de postări, nu e din fișa postului. Le citim totuși cu oarecare... Le citim cu inima strânsă. Dom'le, nu ne așteptam să... A fi nevoit să ajungem să citim dar așa n-ai ceva. N-ai cum să nu citești postarea fostului președinte al României. Dom'le, din respect față de instituția fostul președinte da, al României. Dar ce-mi place mie, așa cum se instaurează câte o competență de asta care e nejustificată de niște acțiuni concrete... Mâine pui mi-au flâncă și Gavrilească de la mediu și aia o... Dom'le, e de o competență ieșită din comun, ea nu e, deci nu e, nu vorbește. Nu vorbește. Nici nu privește. Bă, nene, când e de făcut... Nici nu privește foarte sugestiv. N-are așa nimic. Că se uită în gol. Nu, pare că n-are nicio treabă cu ceea ce e pus să facă. Doamna ministru, în caz că a uitat, că ați uitat da. De doamna ministru. Doamna ministru este ministrul mediului. Și-a mutat un cuit de barză în ordin de ministru. Deci, ca să știți... Într-un moment de mare competență. A luat această decizie grea pentru națiune și-a asumat. Istoria o va judeca. A dat ordinul de ministru în care s-a mutat un cuib de barză. Am înțeles da. Că după aia au pus cuiburi de barză la loc, că nu era un ordin. După aia l-a mutat la loc. Bun, da, ce vreau să spun asta este, s-a instaurat în folclor faptul da. Că domnul Daia ar fi un tip foarte competent, faptul că domnul Fifor ar fi un om foarte serios. Eu nu știu acum cum lucrează oamenii ăștia de reușesc să proptească acest gen de argumentație, nefiind susținut de nimic concret. Mai uite-te și la cine-i laudă. Hai să luăm pauză. Pauză și ne întoarcem cu avionul pe care se pregătește Taromul să-l achiziționeze. O să vedem, apropo de Adrian Despot, și un moment interesant discutat. Am discutat un pic mai devreme despre implicarea domnului Despot în politică. O să vorbim despre el după pauză. Bună, România! Da, bună, România! Ne-am întors în direct. Se întreba colegul meu Răzvan Zanfir aici de față. Dacă domnul Adrian Despot la un moment dat a aflat în această situație cu DNA-ul, mă rog, discutat în chestiunea aceasta, că l-ar fi ajutat pe, cum se numește, cumnatul său, Bogdan Olteanu, în privința intervenției la momentul în care a fost numit Liviu Mihaiu guvernator al Deltei, dacă, nu știu, în concertele sale a avut intervenții politice, a cântat pentru Partidul Național Liberal, a cântat... Hai să ascultăm un pic pe domnul Adrian Despot într-un concert recent. Dacă putem doar așa, ca o curiozitate, dacă ar fi fost un cântec despre PSD și ați fi avut un singur cuvânt de strigat pe refren, care ar fi fost acel cuvânt? La 1, 2, 3, 6... Deci, vă închipuiți care este acel, care cuvânt? Acel cuvânt? Acel cuvânt devenit celebru, instaurat în România de ceva vreme. Bă, nu mă înțelege greșit. E din tabăra cealaltă. Nu mă înțelege greșit. Da. Nu mă înțelege greșit. E un concert, Eu am spus de fiecare dată că un artist parcă îmi place și mai tare când are opțiuni politice. Când se ocupă de politică. Da. Eu te-am întrebat așa, încercând, ca un intrigant, dacă avea concerte la Zilele Orașului unde erau primari PSD-iști. Asta te-am întrebat ca să înțeleg dacă s-a folosit de relația asta de cumnățeală cu Bogdan Olteanu. Dacă în concertele sale are anumite mesaje către Partidul Social Democrat, nu pot decât să mă bucur. Cum mă bucur când vin și PSD-iștii și înjură pe ăștălalți? Da. Mă rog, având în vedere că PSD-iștii au stat cam mult la guvernare, te bucur mai mult când îi înjură opoziția pe ei, nu când înjură ei pe altcineva. Dar asta e o altă discuție. Deci, are și spirit civic. Are spirit civic, așa cum poliția română de la o vreme încoace încearcă să aibă umor. Poza zilei vine de pe Facebook-ul lor. Poliția română a publicat un ghid al micului traficant de droguri pe care l-a găsit la percheziție în locuința unui tânăr reținut recent. Vrei să citim cele 9 reguli esențiale ale micului traficant? Ale micului traficant. Nu știu de ce e mic traficant, poate un mare traficant. Păi, da, noi nu. În România e micul, micul traficant, traficulețul. Stați mă, oameni, poate un mare, poate Pablo Escobar. De ce să jignim? Nu dăm sub un gram, prima regulă. Nu dăm pe datorie. Asta mi se pare important.
Asta e esențială și ar trebui, da. Nu veniți neanunțați sau cu persoane necunoscute. Nu deschidem. Nu deschidem, am văzut că a avut această problemă și domnul Alina Gorghiu. Când nu se deschide la hoții. Zici că e scris de pont, așa da. E. 4. Dați bip. Aici dați bip. Nu e vorba de un jurător, e la propriu. Dați bip întotdeauna de două ori înainte să apăreți la ușă. Prima dată când vă hotărâți să veniți și a doua oară la lift. În capătul palierului. Dacă sunt persoane pe hol, reveniți. Îmi place că e foarte detaliat și e structurat, e pentru toată lumea. Reveniți. 5. Folosiți liftul întotdeauna până la etajul 3. 3,5. Adică la jumătate. Vă opriți acolo la jumătate. Deci pare... aici e o greșeală de redactare. Ori e 3,6 ca Liviu Dragnea, ori e 3 sau 5. Niciodată la 4. Niciodată la 4 e clară treaba. Dar nu faceți gălăgie pe hol, nu deranjează ceilalți vecini. Aici e o regulă. Scuzați-mă. Regula 6 e și la mine bloc. Da? Păi da, nu faceți gălăgie pe hol. Asta deja ridică suspiciuni. Nu deranjează ceilalți vecini. Deci eu trebuie să văd neapărat ce se petrece. Pentru că având această regulă, deja am pun niște semne. Și nu se oprește la 3 tot timpul liftul la 3,5. Câteodată la 5. Pe scara Richter, da. Nu lăsați alte persoane să vă aștepte jos în scara blocului sau în fața lui. Sunt camere. Și plus nici nu-i frumos. Vii cu cine așteaptă-mă un pic în fața blocului. Sunt camere, asta știm din momentele în care, mă rog, un polițist la un moment dat a fost surprins făcând tot felul de lucruri unor fete. Atunci am aflat că sunt camere pe care. Da. Nu lăsați mașina pe avarie în fața blocului. Nu blocați pe cineva deja parcat. Nu parcați pe locurile altora. Deci regula 8 iarăși e de mare bun simț. Da, pe avarie... Nu, da, pe avarie trebuie să fie doar cel care a cumpărat. Sunt oameni care... Se avariază singur, nu trebuie să avarie și mașina, da. Sunt oameni care au preocupări ceva mai legale, mai legitime și nu respectă aceste norme de conviețuire. Și nouă mi se pare importantă, evitați discuțiile compromițătoare la telefon pe durata vizitei. Acum, ce aia, când plecați de aici, vorbiți, faceți ce vreți, puteți vorbi ca daia, ci la gura voastră, aici? Dar aici, cât timp stați la mine în casă, sunt niște reguli de bun simț. Astea sunt regulile civilizate. Publicate de Poliția Română, mi s-a părut un moment important, mi s-a părut un moment în care sunt trebuie doar furnizat. Publicate de Poliția Română, nu sunt redactate de Poliția Română. Și nici recomandate. Bun. Mă, stai, scuză-mă, de ce nu? Uite, regula asta 6, nu faceți gălgie pe face, rămâne. Recomandată toată lumea. Da. Și asta, nu lăsați mașina avarie în fața blocului, scuză-mă. Da. Și nici nu parca pe locul altuia. Să nu iei locul vecinului tău. Iarăși, nu răvni la locul vecinului tău. E clară treaba. Sunt bune. Mai mergea una să fie 10 ca să... Da, asta e. Da. Doar 9 s-au putut. Doar 9 s-au putut. În fine, ideea este că astăzi a venit și o veste bună, o veste grozavă, o veste așteptată de toată lumea. Taromul vrea să achiziționeze un avion pe care să-l folosească demnitare, mai ales președintele României. Și premierul României. Și premierul Ceea României. Ceea ce mi se pare absolut. Vă dați seama? Vă dați seama? Deci aeronavă prezidențială există în multe state care poartă pantofii înaintea noastră. Da. Despre aeronavă prezidențială s-a vorbit și în România în timpul primului război mondial. În timpul primului război mondial, da, să-l primim. Abia apăreau avioane atunci. Da, n-a apărut să reprezinți. Da. În timpul mandatelor președintelui Traian Băsescu s-a discutat. Până la urmă nu i-au mai luat nimic. Acum, sigur că poate fi oportună ideea achiziției unui avion prezidențial. Măcar așa. Mai mergi la un summit, mai al nostru se dă jos din taxi, știi? Toți cu avioanele lor, al nostru, bună ziua, s-a circulat prost. Problema este momentul în care... Colasă și pe premier. Asta este problema. E una dintre probleme. Mie nu mi se pare regulă. Păi dacă tot luăm ordinea asta de importanță în stat, primul om în stat, al doilea om în stat, al treilea om în stat, stai, doamnă, la coada acolo, stați la coada... Clasamentul nu avea vacii, care probabil poate, te așteptai să zic. Poate, mă rog, are un drum și doamna Viorica Dăncilă. Poți să iau și eu, lăsăm, și o mașină? O lăsăm pe doamna Viorica în Muntenegru, noi mergem un pic mai departe către Bruxelles. În fine, avem niște imagini, pentru că problema este că în momentul când cumpărăm un avion, acum el costă mai mult sau mai puțin în funcție de dotări. Și senzația mea este, să le punem în paralel, senzația mea este că se va opta pentru o variantă mai ieftină, că, până la urmă, asta e situația, nu? Haideți să salutăm pe Ștefan Neveș, jurnalist specializat în transportul și, în același timp, încât îi spunem bună seara, să arătăm și interiorul celei mai cunoscute aeronave prezidențiale din lume, bineînțeles Air Force One, avionul cu care se deplasează domnul Trump când nu vrea să-și consume cherosenul propriu, care are și dânsul câteva avioane. Ștefan Neveș, astea sunt imagini destul de recente din aeronava prezidențială americană. Nu am ocazia să văd, nu sunt la un televizor, dar mi-am imaginat. Da, ți le imaginezi, da. Ne imaginează-ți exact opusul la ce vom avea noi. Deci cum avem noi, mai că invers, așa. Sau închid ochii și mi imaginez că nu zboară cu un ATR. Da, nu. Telespectatorii
urmăresc acum această imagine și acum vă închipuiți totuși ce avioni vom achiziționa noi. Și până acolo în palație, trebuie să facem acest exercițiu de imagine, cum ar spune doamna Viorica Dăncilă. Cum ar parca domnul Iohannis avionul, cum l-ar ateriza pe un aeroport lângă avioanele președintelor ăstora mai răsăriți din lume. Vă dați seama că asta e o manevră ca să ne-l facă de râs pe al nostru? Adică, într-un fel, să-i se dea un avion de ăsta extrem, extrem de modest. Ne-am făcut deja o selecție, dar până atunci, Ștefan, ce fel de avion crezi că ar putea cumpăra pentru Demitra? Două variante, te rog. După părerea mea. În primul rând, se tot vorbește de vreo 4-5 ani de pe vremea fostului premier Victor Ponta, că administrația prezidențială sau guvernul ar trebui să aibă un avion. Și s-a tot pus în discuție ca unul din avioanele Tarom A310, care a fost vândut cu 1.000.000 sau 2 milioane de euro, trebuie transformat în avion al președintelui sau al guvernului. În fine, acum, ori cumpără un avion mare și îl transformă și îl face avion pentru președinte și guvern, ori îi închiriază sau cumpără un avion un pic mai mic, tot pentru oficialitățile guvernamentale sau președinte. Cu câteva sute de mii de euro, probabil că închiriezi un ATR sau închiriezi un avion. Ei, Ștefan, nu ești în fața ecranului, dar îți relatez eu. Noi avem o selecție de niște avioane, mă rog, extrem de modeste, cu prețuri începând de la 10.000 de dolari. Da, sunt da, în carton, e drept. Sunt acele avioane cu care se stropesc viile în România. Da, da. Acele avioane cu care se fac stropiri industriale. Nu știu dacă sunt capabile și să stropească via aceste avioane. Da, uite, avem un avion la 6.495 de dolari. Mă gândesc, da. Țară săracă, ieftin. Ștefan. Ieftin, ceva ieftin de calitate. Dincolo era mai scump. Și pilot, probabil. Adică nu cred că mai intre altcineva în avionul ăla. E că da. Președintele și pilotul stau... Păi poate să-l pileteze Mihai de la HiQ, că el de la Apelinul Ponta. Președintele e și pilot. Sunt da. Gluma la o parte. Nu știu dacă ați văzut deficitul bugetului. E de 14 miliarde de lei în prima jumătate a anului. De unde au mai au ăștia bani? Păi asta întreb. Avion prezidențial, fraților. Asta vreau să întreb, pentru că e de notorietate. Câteva sute de mii de euro, să fim serioși. Un avion privat începe de la câteva milioane, dacă vorbim de un produs calitativ, un aparat. Un avion privat, exact. Uite, mi-am adus de aminte, era de vânzare a avionul mic care da? A adus lumina de viere din Israel. Da. Ceva de genul, știți? Da. Care a împărțit lumina în toată țara. Nu, acel avion, un Cessna, dacă nu mă înșel, mai vechiut așa, costa undeva la, nu știu, câteva sute de mii de euro, 200-300 de mii de euro. Atunci președintele să ia acel avion Cessna cu care se parte lumina de piere. Da, e absurd. Deci câteva sute de mii de euro, Ștefan Edveș, e doar o glumă proastă. Noi suntem încântați câtă vreme e pe cer și rămâne acolo, pentru că la noi zona asta aeronautică e o chestiune foarte complicată. Dar nu știu cum o să sune anunțul de pe SEAP. Cerințe, să zboare, să nu se prăbușească. Atât. Să zboare probabil câteva sute de kilometri, să se ridice la câteva sute de metri în aer, să nu scârție și să fie cât de cât de să nu scârție. Și dacă scârție acum, asta e toată țara scârție. Bine, Ștefan Edveș, mulțumim pentru intervenția ta. Urmărim acest subiect al avionului cu care să circule domnul. Rămâne ideea asta, domnule, va circula și doamna Viorica cu același avion, poate că împart cursa, poate. Doamne, așa că încotro mergeți. Haideți că vă iau cu avionul președinte. Vă duc eu încolo, acolo, dar nu vorbiți. Nu mai stați, nu mai stați la ea, mă, nene. Veniți că vă duc cu avionul. Vino vrem cu aceea. Haideți, doamne, urcați aici. Că vorbea de voi, dar nu vă mai descălțați, intrați așa, că e de la statul. Da, dar uite, aș pleca de aici către știrea care a circulat astăzi, o grădină zoologică pe CNN, de la CNN. Nu mai acolo te uiți. Grădina zoologică a pictat un măgar pentru a-l prezenta vizitatorilor drept zebră. S-au gândit, bă, n-avem zebră, dar avem un măgar care poate să funcționeze ca zebră. Pe care e diferența? Nu e nicio diferență. Pe cum am pus noi premier. Da. Și România are premier? Are premier, nu neapărat un premier. Răzvan, nu fi mă, e doamna Dăncilă. Nu sunt zebră. Haideți să arătăm imaginea de-a spectacolul ăsta. Dar și domnul pare fi spectaculos. Păi nici și domnul din imagine. Și domnul e pictat. Domnul e de fapt de culoare, e negru. E afroamerican. Da.
Dar s-a pictat. Da. Deci au pictat. Deci au pictat acest pictat, au zebră. Au pictat acest măgar. Dar, dar mi se pare, băi, mi se pare mult mai credibil. E mult mai bun decât o zebră. Pentru că e ca o zebră, dar e mai micuț. Știți că se discuta un pic mai devreme despre, despre domnul Manda, că l-au pictat polițiști la un moment dat, n-aveau polițiști la secția 1 și a venit și a anchetat el pe cineva. Domnul Manda, puteți să, puteți să scrieți aici o declarație? Nu, dar puteau să pună pe domnul Manda drept... zebră? Nu, drept măgar. Nu poate de zebră. Mă rog, coincidențe, lucruri interesante petrecute. Sunt, ce încercam să vă spun? Absolut nimic. Da, nu, eu am găsit, nu e o poveste cu tâlc. Da. Se găsesc soluții, Radu. A, se găsesc corect. Soluții. Acum, nu, că și tu ai niște dunguțe suspecte. Plătezi! S-a fost un costum negru pe care l-ai, mă rog, l-ai adaptat. Dar dacă îți dorești cu adevărat, chiar vrei să prezinți o zebră, poți face o zebră și dintr-un măgar. Nu știu dacă poți face un premier din Partidul Social Democrat în momentul actual, dar poți face o zebră dintr-un măgar. Și care e, de fapt, problema? Crezi că oamenii au spus, dar ce erau, domnule, toți zoologi? Aceasta nu este o zebră, este un măgar. Adică, domnule, cât a, când ați dat, ați intrat, v-a plăcut să fie prețul mic, biletul ieftin, da? Da. Ați intrat, bucurați-vă de el. E la fel. E la fel. Care e diferența dintre ei? Și atunci, acum aș lega cu pântuneric, discutam... cum deosebești tu un măgar de o zebră? Niciodată nu deosebești. Păi niciodată, că sunt la fel. Dar nu deosebești nici de pictați. Doar că zebrele sunt mai scumpe. Bun, domnul, acum mi-l închipi pe domnul Cioloș, care știm că aștepta pe zebră, mai țin minte, cu omologul său din Serbia. Păi fi zis, mă, dar eu stăteam la măgar. Stăteam la măgar sau la... Bun, acum stai și mă gândeam în legătură cu porcii. La noi dispar porcii, ce trebuie să facem? Ce, bun, hai să facem din ce avem. N-avem porci, dar... Ce să trimitem? Nu știu, din oricum ce putem face... Oricum sunt mulți oameni în Parlamentul României. Ce putem face? Poporul a votat 300 maximum. Da. Eu zic că sunt câteva sute în plus. Pe restul îi trece la porci. Nu știu ce facem cu ei. Trebuie să rezolvăm și această lipsă în care intrăm. Foarte repede, Bloomberg vine cu o știre interesantă. Americanii sunt foarte panicați de mingea dăruită de Putin, cadou domnului Trump, mingea de fotbal în urma campionatului mondial, nu știu, știți, întâlnirea bilaterală. Știți că a fost un campionat? Da. Noi n-am participat. Conține un chip care poate să transmite informații pe telefon. Deci posibil să fie un gest... Da. Și el a luat-o? E posibil, da. Și a zis, e foarte bună. Vedeți că are un chip înăuntru. Și ce dacă are un chip înăuntru? Că, cu atât mai mult. Eu n-am secrete. Da, da, știi cum spuneau așa? Dom'le, dacă n-ai secrete, de ce te deranjează că te interceptează? Da. Da. Da, Vladimir Putin are tot felul de manevre de genul ăsta. La un moment dat se întâlnise cu doamna Merkel și știa că nu-i plac câinii doamnei Merkel, era o rasă și a cumpărat exact. A venit la atelier. Dar când i-a furat viulul jucătorului... Jucătorului de fotbal american, exact. La un moment dat i-a furat inelul primit de campion. Da, i-a zis, poți să-mi-l dai? Da, și l-a pus pe dece și a plecat. Și... manevre de-astea de anii 60-70. Nu, la fel. Nu era Putin pe vremea aia, dar tot așa. Ucraineinii, dai și mi un pic Crimea? Nu că nu ți-o dau înapoi. A anexat-o. Da, la fel și nouă cu... Dar noi aveam toate inelele aia de tezaur. La fel și noi, da, bun. Știri cu Aleta Sângiorzean pe B1 TV. Să aveți o Românie bună în continuare și un weekend extraordinar. Ne reîntâlnim luni de la ora 18. Toate cele bune!